Ieri a fost termenul limită pentru ca fermierii să depună cererile la sediul APIA din Câmpul Lung pentru plățirile directe pe suprafață. În perioada 1 martie-15 mai, 5726 dintre posesorii de ferme și-au exprimat dorința de a primi subvențiile pentru suprafață. După cum era de așteptat, ultima zi a fost cea mai aglomerată, sediul din Câmpul Lung fiind luat cu asalt. Cei care din diferite motive nu au mai ajuns la timp, mai au o șansă până pe 10 iunie, dar fiecare zi de întârziere va însemna 1% penalizare. Mulțumim postului de televiziune Clar TV că a venit în instituția noastră. Chiar în prima zi după perioada de depunere a cererilor de plată, campania 2013, fără penalizări, în perioada 1 martie, 15 mai, la sediul APIA Câmpul Lung, s-au prezentat un număr de 5726 de fermieri care au depus cererile de plată pentru plățile directe pe suprafață pentru anul 2013. În perioada următoare, începând de astăzi până pe 10 iunie, mai avem fermieri în jur de 300 care urmează, din anumite motive nu au putut să vină în primul termen de depunere și urmează în zilele următoare să finalizăm această acțiune, astfel că la sfârșitul perioadei, respectiv 10 iunie 2013, ultima zi de depunere a cererilor de plată, campania 2013, toți fermierii să se prezinte respectiv 6.000, acesta este obiectivul nostru pe acest an. Toți fermierii de anul trecut vor depune cerere și în acest an, în campania 2013.